sunt Georgiana Sima și în videoul acesta vreau să vă arăt noul nostru apartament. Ne-am mutat în Florida de 3 săptămâni, iar de 2 săptămâni locuim în acest apartament și vreau să vă arăt și vouă turul, dacă sunteți curioși, și cum sunt apartamentele aici în Florida. Veniți după mine! După cum se vede, intrăm direct în living. Livingul este legat cu bucătăria, este open space. Aici avem o canapea foarte drăguță, îmi place foarte mult culoarea aceasta marină și îmi place și că e foarte confortabilă de asemenea. După cum se vede, acest living are o culoare albastră, aproape ca a mării, pentru că e specifică zonei în care stăm. Aici avem niște bibelouri foarte drăguțe, în formă de scoică, foarte tari. Nu știu dacă scoica asta e naturală și prelucrată, habar n-am. Un tablou minunat, care este foarte reprezentativ pentru zona în care suntem. Tot aici un decor drăguț, din metal. Aici este televizorul și comoara iubitului meu. De altfel, aceasta este masa la care nouă ne place foarte mult să stăm, să luăm cina împreună. Îmi place această lustră pentru că este foarte fancy și shiny. Ia uitați cum strălucesc cristalele acestea în lumină. Mărgele, ce sunt ele? Foarte fain. Aici avem un bol cu decorațiuni de toamnă. Cum aici nu este toamnă, vrem să aducem toamna la noi, așa că acest bol are comul de brad, am pus și o scoică găsită în mare, foarte frumoasă și arată foarte bine pe masa aceasta. Continuăm cu bucătăria, este o bucătărie destul de mică, dar foarte eficientă. Aici mi se pare că am destul spațiu să mă desfășor și să-mi creez anumite rețete, cum nu știu dacă știți. Mie îmi place foarte mult să gătesc, dar foarte mult îmi place să fac prăjituri. Iar aici e un spațiu micuț, dar decent. Momentan e ok, sunt fericită cu el. Avem un cuptor destul de mare care permite să coc diferite aluaturi. Aici avem căni, sare, piper, pahare. Paharul ăsta îmi place foarte mult. Culorile acestea sunt culorile mele preferate. Roz gold și violet. Cana aceasta e cana mea preferată, de-abia am cumpărat-o și mi-a plăcut foarte tare că se asortează cu living-ul și cu zona în care suntem. De altfel aici avem tub de cafea, aici avem iarăși vestelă, aici este cafea, nelipsită cafea și expresorul nostru portabil, care îl putem lua cu noi peste tot. Ne putem face expresoul la noi acasă foarte simplu și foarte ușor. Să vă arăt într-un alt video cum o să-l folosesc. Avem un frigider care este destul de mare și el, încăpător, putem să ne punem toate produsele alimentare. Foarte drăguțe sunt aceste mesaje motivaționale și care descriu casa. Mai departe, avem toaleta. Baia. Îmi place că avem o oglindă super mare. Aici suport de periuțe în formă de pește, la fel și cel de săpun. E foarte tare. Prietenul a cumpărat și un săpun cu Moș Crăciun. Acesta este minunatul duș, deoarece este foarte mare și foarte încăpător. Vreau să vă prezint și balsamul meu preferat de păr. Acesta este, îmi face un păr minunat și e minunat, îmi place mult. Continuăm mai departe cu master. Avem un pat mare de două persoane, după cum se vede, doar că mă enervează puțin salteaua. Cam scârție patul, adică nu salteaua, patul scârție și e cam enervant. Haideți să vă arăt acest mesaj, love more, worry less, chiar mi se potrivește. Și vreau să vă arăt dulapul meu, micuț de altfel, în care am produse.
Aici am țin produsele de îngrijire facială, machiaj, fier de călcat, cărți. Am perea mea rotativă de la Babylips, foarte faină. Aceste chestii pe care vreau să le folosesc la crearea panoului dorințelor, pe care o să-l fac în curând. De altfel, decorațiuni, plante verzi, foarte drăguțe. Această floare, care vreau să vă arăt cum se folosește, e un nufăr. În acest vas se pun uleiuri esențiale. Aici am un ulei esențial cu aromă de portocală. Se îmbibă acest șnur în ulei. Iar după care acest odorizant de cameră ar trebui să ofere camerei un miros de portocală. Iarăși o vază cu fitil, nu știu cum se numește, dar dacă știți cumva puteți să-mi dați în comentarii numele și denumirea acesteia, că sunt foarte curioasă. Vreau să vă arăt și dressing-ul meu. Nu este foarte mare, dar îmi place, e chiar ce mi-am dorit. După cum vedeți, am foarte multe haine colorate, pentru că îmi place să mă îmbrac colorat, deoarece am o personalitate colorată. Cam ăsta este dressing-ul meu. Acolo e prietenul meu, dar nu o să vi arăt. Îmi place acest tablou care exprimă multă creativitate. De altfel, aici avem un loc de depozitare, nu-i prea important. În acest loc tot de depozitare ținem prosoape și lenjerie de pat. Îmi place că apartamentul ăsta, chiar dacă este mic, are destul de multe locuri de depozitare. Pentru chiar și bucătărie, are foarte multe dulapuri în care pot să-mi pun chiar tot ce-mi doresc eu acolo. Aproape tot ce-mi doresc. Asta este camera prietenei mele, Bianca. Chiar îmi place foarte mult. E o cameră foarte luminată, are foarte multe tablouri și mesaje motivaționale, cum ar fi ăsta, Follow Your Dreams, Family is Everything. E foarte drăguță acela deasupra capului. Această pictură pe pânză îmi place de asemenea foarte tare. Și această sunătoare, nu știu cum să o numesc, e drăguță și ea, e foarte inspirațională. Și designul acestui dulap îmi place foarte tare. Cam asta e camera ei, este micuță, dar destul de încăpătoare pentru ea. Iar aici este dulapul, dar nu cred că e o idee bună să-l deschid. Momentan nu are foarte multe chestii. Adică, uite, pot să vă arăt. Cam asta este apartamentul nostru. Sper că v-a făcut plăcere să-mi urmăriți videoul. Și nu uitați să dați subscribe la canalul meu de YouTube și un like. Un like e foarte important să știu că vă place ce am filmat, să mă motivați și să pot să fac videouri pe mai departe. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați urmărit videoul. Vă mai aștept pe canalul meu și vă pup și vă îmbrățișez cu drag.